Hai, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars. După cum v-am promis, am revenit cu episodul cu Spike Maxat. Bineînțeles, să jucăm cu acest Spike Maxat pentru că o să fie gen primul meci de pe episod, o să fie pentru prima dată când joc cu un Spike Maxat. Bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți și să mai vedeți astfel de episoade. Știu că ultima dată, în ultimul episod, am zis că voi juca și cu Spike, dar și cu Leon în același episod, dar nu știu în ce măsură pot eu și cât de lung o să fie acest episod ca să joc cu ambele. Așa, o să joc cu Spike în acest episod și episodul de joi, gen, o să joc cu Leon. Bineînțeles că mapa de este acum A of the Storm, nu prea încurajează pe Leon, pentru că este cu mulți boscheți și așa mai departe și cu Spike poți să verifici boscheții. Cu Leon mai greu și dacă verifici cu cum să zic, shurikenurile sau ce se numesc alea de la Leon, cam slabe șanse să dai puțin damage și să dai alerți mai mult de la distanță în tine, cum ar fi Bow, Colt și așa mai departe. Dar Spike e o carte destul de bună, nu extraordinară, dar e bună. Nu uitați să-mi dați un follow și pe Instagram la madalin.adrian23 în legătură cu brawlerul nou, că poate aveți o întrebare sau vă puneți întrebarea când o să apară. Deci am înțeles eu, am citit pe Reddit, ar apărea, nu apare sigur, adică nu știu sigur chestia asta, ar apărea cam vineri. Vineri ar fi 15, clar, jumatea lunii, așa au și anunțat, și de fiecare dată când a băgat un brawler nou a fost la sfârșit de săptămână, respectiv vineri. Eu sper că pe 15 vineri o să bage și de aia nu o să deschid Brawl Box-urile absolut deloc, pentru că aș vrea să iau niște PowerPoint-uri și pe Carl. Și o să le deschid dacă nu o să apară vineri, cu siguranță episodul o să fie sâmbătă cu 92 sau câte o să fie, câte o să strâng, 100 de Brawl Box-uri, în fine, ca să las încă 100 pentru a deschide pentru Carl. Bun, hai să nu mai prelungim și să îi dăm drumul. Stai să fac și full screen și îi dăm primul match în istoria mea de jucător cu Spike Maxat. Bineînțeles că am și rank maxim pe el, adică am rank 20 și o să fie puțin cam greuț. Ok, văd că avem PPM acolo, mai avem un Spike, ok. O să dau aici în astea. Dar probabil că o să vină PM și o să se bage, ok, că le-am luat pe astea foarte rapid. Bun. Mai avem aici un chest, dar nu știu în ce măsură să nu fie cineva băgat. Ar fi cam tristul să se bage cineva. Ok, gata, bun, am scăpat de aici, am scăpat. Trebuie să te șiriști în unele situații. Facem timing cât putem. Ok. Dăm aici niște hituri de control. Aici nu cred că este nimeni, că dacă era se băga pe M. Ok. Nu știu ce măsură, băieți, v-am zis, timingul e un timing infinit. E cam un timing infinit pe acest joc și mai ales la aceste trofee pe care le am eu, 500. Ajuns la 500 plus e o problemă foarte, foarte, foarte mare, pentru că toți fac timing. Și dacă cumva nimereu Shelly sau Bull, toți se pun pe acea Shelly sau Bull sau el primul sau ce poate să fie. Ok, am dat aici, mi se pare că a sărit un Spike, deci este cineva aici. Cu siguranță va fi cineva aici. Nu știu, cu Leon ăla nu prea își face timing. Nu prea-l văd de treabă pe Leon. Și de asta ne-am și pus pe el. Leon nu-i de treabă, Leon. Pe Leon trebuie, dar are super încărcat. Ia uite-l. Ce v-am zis că are super încărcat? A fugit. Ok, hai că le-am dat aici, mai dau un Spike și cred că o să moară, sper eu. Cred că a fugit, n-a fugit. Bun, l-am omorât, perfect. Ok, du-te, ia tu. Ia-mă tu. Bă, n-ai încredere, bă, ești nebun la cap. Mie să-mi se pună pe mine. Da, s-a pus pe mine. Bun, am omorât-o, dar am 173 viață. 713, wow. Nu știu cum aș putea să scad din asta. Nu, no, nicio șansă, am luat locul 6. Se pare că e cu minus 1 locul 6. Mamă, sunt foarte grele meciurile. Deci băieți, credeți-mă pe cuvânt. Vă uitați și voi și vedeți în ce măsură putem să jucăm meciurile. Nu sunt atât de ușoare pe cât par. Trebuie să stai full try hard. Și trebuie să ai grijă, Nita aia m-a lăsat acolo, gen, am vrut să mă duc pe power și s-a pus pe mine. Bine că am omorât-o, dar s-au pus pe molecilar, mă, Pemul e foarte OP. Pemul e un brawler foarte OP la momentul de față. Deci Pemul la momentul de față e un brawler foarte OP. Deci Pemul la momentul de față, băieți, este un brawler foarte, foarte, foarte OP. Uitați-vă doar cât Pem.
Sunt 3 pemuri în meci. Ok, a mai venit și Frank. Doamne, frate, deci e incredibil, nu știu. Nu prea suport, sincer să fiu, nu prea suport game modul, adică... Bun. Nu să se pună pe mine această pem și să mă bată. Bine că l-am picat acolo pe Frank. Gen a rămas în HP mic și m-am pus pe el. Vreau să mă prietenesc cu acestea. Aoleo, bro. Aoleo, ce e aici? Ce e aici? M-a omorât. Nu, nu. N-am cum, frate. Efectiv, n-am cum. Adică, uitați-vă, sunt 3 pem și mai este și Bo și Tara acolo pe mijloc. Chiar nu... Nu știu. Nu văd rostul cuvântului solo în... în acest joc. Adică, pe bune, nu văd rostul cuvântului solo în acest joc. Cu siguranță știam că n-o să reușesc să fac gen să pușesc foarte mult. Știam asta. Să nu fie pe aici cineva prin boscheți. Dar la Gina a fugit. Oricând poate să vină cineva pe la spate, asta e clar. Ok, bun, hai că am picat. Să vină Shelly. Din nou pe? Din nou? Câte pemuri să mai tot fie, mă, frate, mă? Pe cuvântul meu de onoare, câte pemuri, frate? Pe cuvântul meu, foarte multe pemuri, deci nu vine să cred. Foarte, foarte, foarte multe pemuri. Deci cu siguranță pemurile trebuie nărfuite rău de tot. Da, se vor pune ăștia pe mine. Mamă, și Bo ăsta, și Bo și pem, la fel de OP. La fel de OP. Și dacă nu te prietenești cu ei, mamă, mare, mare jale ce-ți dau. Deci dacă nu te prietenești și stai, dar și dacă te prietenești și stai pe lângă ei, se va sparge cineva și te va omorâ. Wow, deci nu vine să cred. Vine să cred că l-așa a pus mina tocmai acolo. Bun. Am murit, mai sunt 6 brawleri. Bun, am scăpat de mina astea. Ok, bun. Bun, mă, hai mă că eu am reușit mă să mă sparg. Ok. Dacă nu mă sparg eu, nu se mai sparge nimeni. O să-mi ia bătaie, o să-mi ia bătaie, că nu pot, fraților. Efectiv, nu pot să mă bat cu 5 odată. Nu pot. Ce 5? 2. Nu pot. Mai avea și Pemu power foarte mare. Mai era și Penny care s-a pus pe mine. Acum, dacă îi dă un splash. Mamă, nu și-a luat bătaie, incredibil. Am luat 4 trofee. 498. Aoleo, deci eu am omorât 2. L-am omorât și pe Jin, am omorât-o și pe Shelly. Dar să-mi bat piciorul de ai alți se spărgeau. Adică, efectiv, nu, nimeni nu se spărgea și toți stăteau pacifiști. Toți stăteau pacifiști. Stai, bă, cu minte, că dau în tine acum de ruf, ruful și în tine. Mamă, acum am dă multe tara meci. Dar nu știu ce a pățit tara aia, mă. Adică... Tara a fost foarte, foarte lăguită. Păi ați văzut ce lăguită era Tara. Frumos, frumos jucat, Mădăline, frumos jucat. Mă laud singur, mă laud. Full try hard, Mădălin, full try hard. Mie să nu vină cineva aici prin boscheți, hai că ies mai bine. Ok. Era foarte lăguită Tara aia, nu știu din ce cauză. O să fie un Leon, ok, Tara a omorât pe Leon, a scăpat de Leon. Ok, mai este Tara asta de 7, mai este acolo Poco. Dacă aș face un teaming frumos cu Leon, m-ar scoate frumos.
I-am dat frumos. Dar nu, că vie Poco aici. Eram sigur, de asta am și dat hit. Că era Leon. Dar unde o fi celălalt golan? Aia e problema problematică și întrebarea întrebătoare. Ok, am mai dat acolo un hit. Frumos cu spike-ul, gen, îi dau frumos cu spike-ul. Trebuie să stau să mai încarc și viața. Ok, a sărit spike-ul, i-am mai dat un hit. M-am întors. I-am mai dat un hit aici. Ok, am dat în cactus, din păcate. I-am mai dat aici un hit. Bam, l-am luat. Acum un hit. Bam, bam. I-am dat acolo. Ah, n-a apucat superul să dau un ea. Are superul pe mână și aia mă oftică. Mai sunt încă 4 brawler, eu cu Leon, Tara și Poco. Aș vrea să-mi încarc super pentru ce eventualitate. Ok, arăta superul, bombă. Bombă m-a ferit. Ah, mai este Bull, mă. Nu, ce m-am prostit, am dat auto-aim. Fii atent că câștigă Tara. A câștigat Tara, nu-mi vine să cred așa ceva. Wow. M-am prostit că am dat auto-aim-ul, băieți. Am dat auto-aim-ul, ca nobletele. Am făcut 502 trofee. O să mai dau un singur meci pe acest episod. Oricum am jucat destul de bombă, ca să spun așa. Păi, ia-s curios câte trofee are Tara. M-am panicat și am dat auto-aim-ul. Cred că aia a fost singura problemă. Da. M-am panicat, am dat auto-aim-ul și de acolo s-a dus tot. Uitați-vă doar ce greu îmi găsesc adversari. Pentru că nu prea se bagă oamenii, nu se bagă la solo, tot se bagă la 3v3. Toți au grupuri de ăștia frumoase făcute de 3v3 și se bagă pe 3v3. Mi-e să nu vină Leon. Lasă-am un hit măcar încărcat pentru orice eventualitate dacă vine Leon. Știți ce zic? A fugit frumos Leon, dar are și invizibilitatea. O să fug de aici pentru că are invizibilitatea și poate să vină oricând după mine. Trebuie să fiu pe bine și pe rapiditate, pe skill. Ok. Am ratat super-ul. Uitați-vă și voi, frate, uitați-vă ce teaming jegos. Adică uitați-vă cum se țin oamenii unii pe ceilalți, adică nimeni n-atacă pe nimeni. Eu trebuie să fiu singurul care mă bat și care mă... Mamă, mi s-a blocat asta. What the hell? Uitați-vă acum cum vin toți pe mine, nu îmi vine să cred, frate. Bine că mi-am încărcat superul din nou. Uitați-vă, frate, eu trebuie să fiu singurul care mă bat, pe cuvântul meu de onoare. Pe cuvântul meu de onoare că eu trebuie să fiu singur. Eu cu Leon suntem aici băgați. Ia uite și pe Dynamic. Bă, ești nebun, dacă și Dynamic a ajuns să facă Timmy, s-a terminat. S-a terminat jocul, băieți. S-a terminat jocul. Dacă și Dynamic a venit, nu, n-am ce să fac, efectiv. Uitați-vă voi, teaming de 1, 2, deci sunt 4, 5. Teaming de 5 e și ele acolo și ele o în jos. Așa rahat joc, n-am putut să văd, adică pe bune, frate, rahat. Și îmi zic unii abonați, am văzut pe în comentarii că zic, păi dacă e așa de rahat jocul, de ce te mai joci, că nu știu ce, bro. Jocul însuși e frumos, dar nu-i frumos teaming-ul. Nu-i frumoasă chestia asta, bro. Nu, și nu-i frumoasă. Nu suport chestia asta. Bun, hai că le-am luat pe astea. Fug de aici, că n-are rost. A, mă, dă-i, mă, frate, damage-ul ăla, bombă. Ok, Jesse aici. Ia eu power-ul ăsta, să am 5.
Frumos, frumos, frumos. Bă, dar s-a prins, bă, incredibil cum s-a prins. Bun, bravo, bravo. Am stat puțin aici, măcar să termin ultimul meci din acest episod, să fie de 500 rank. 500 de trofee. Am totuși să mă împrietenesc eu cu cineva. Dar nu cu Frank. O să fie și Shelly, dar nu știu pe unde. Hai cu Jesse să mă împrietenesc. Ok, deci aici nu este absolut nimeni. A, uite-o pe Shelly aici. Deci Shelly este aici jos băgată. Mai sunt 7 brawleri. Bun. Bow ăla a fugit. Bow ăla a fugit. Ok, hai că Frank l-a omorât pe... Ok, am înțeles. Nice. Bravo. Hai să omorâm pe Shelly totuși. Bun. Am 7 power, nice, mai sunt 3 brawleri. Băi, bo. De ce mama mătii nu te-ai pus pe acel Frank? De ce nu te-ai pus pe acel Frank? Nu pot să înțeleg chestia asta. Deci, unii oameni n-au aici, mă frate. Au tărtăcuța în dungi, cum aș spune eu. Stai să pun full screen. Deci, unii oameni au tărtăcuța în dungi. De ce mama ta nu te-ai pune pe acel Frank? Că l-ați rupt pe cap. Efectiv, Frank avea power mai mare decât mine. Avea 8 power. 8 power up. Și era și mai bun ca mine și era și mai bomb. Adică, bo, nu prea poate să bată Frank atâta timp cât mai încarcă să-i superă. Pe unii chiar oameni nu-i pot înțelege chiar deloc. Cam asta a fost episodul, băieți. Dacă doriți să mai vedeți astfel de episoade, nu uitați de butonul de like și de abonare. Eu m-am riscat, am scăzut cu Frank, cu Spike, de ce am vrut să zic Frank. Am crescut cu Spike, l-am scăzut, am crescut și tot așa. Poate pe viitor o să-l duc mai sus. Nu știu în ce măsură aș putea, adică ia să vedem cât au ăștia. Cam la același rank sunt ca și mine. Ok, în fine. De data viitoare o să fie episodul cu Leon, bineînțeles, de v-am promis și cu Leon, cu power maxim, o să jucăm cu absolut toate, dar să ne încurajeze și mapa, asta este cel mai important. Nu uitați de butonul de like și de abonare și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!